Accident dramatic în noaptea de sâmbătă spre duminică pe autostrada A1 în județul Timiș. Un bărbat și a pierdut viața, iar o femeie un copil și un alt bărbat au fost spitalizați. După ce un tir a lovit o autoutilitară staționată pe banda de urgență. Potrivit IPJ Timiș, tirul se deplasa pe A1 dinspre Timișoara către Deva, când la un moment dat a acroșat autovehiculul oprit pe banda de urgență. Șoferul autoutilitarei, în vârstă de 54 de ani încerca să tragă prelata peste partea din spate a mașinii. A fost prins între tir și autoutilitară a murit la scurt timp. Pasagerii din mașină, o fetiță de 5 ani, o femeie și un bărbat au suferit rănușoare. Bărbatul în vârstă de 56 de ani aflat la volanul autotrenului a scăpat nevătămat. Polițiștii au întocmit un dosar penal de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă.